Cu prilejul adunării generale ordinare a Asociației Județene de Fotbal Suceava, președintele FRF Răzvan Burleanu a primit o plachetă în semn de recunoaștere a activității în fruntea acestui for, dar și pentru sprijinul acordat direct structurii de profil din Suceava. În prezența acestuia a fost votat și noul statut al asociației. Președintele Burleanu a recunoscut că vine cu plăcere în județul Suceava, dar a ținut să sublinieze devotamentul oamenilor din fotbalul sucevean pentru această activitate. Aveți un județ extraordinar, aveți un fotbal care merge de ce în ce mai bine, adică sunteți unul dintre puținele județe care se poate adăuga cu două echipe din fotbal. Astfel încât vă felicit. Vă felicit în același timp că am auzit și am rămas extrem de surprins să aud că aveți patru echipe de fotbal feminin în județ, toate cele patru în mediul rural. E o adevărată reușită. La fel să văd că sunteți aproape 60 de membri afiliați ai Asociației Județene de Fotbal Suceava și practic vorbim de un județ foarte important pentru tot ce înseamnă fotbalul românesc. Dumneavoastră reprezentați ceea ce mie îmi place să spun, inima fotbalului. De aceea, practic, de fiecare dată când sunt invitat să merg la meciul de Liga 4, Liga 5, nu ezit. Și chiar mă bucur. Iar atunci când ai posibilitatea să-i vezi și pe cei mici, mai fără copii de 6-7 ani, așa cum o să vedem astăzi, ce terminăm aici, cu atât mai mult ne gândim că viitorul nostru, al tuturor celor care iubim fotbalul, acum neapărat trebuie să câștigăm informația, îl iubim, ne place să fim pe stadion, înseamnă că o să avem un viitor. Înseamnă că poate echipa națională a României o va duce mai bine, astfel încât să nu fie o surpriză care le calificăm în campionatul european, să devină o constanță. Astfel încât, sincer, din toată inima vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult. Aici. Iar această plachetă vă asigur că atunci când mă veți vizita, veți regăsi în birou. La rândul său, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a prezentat câteva proiecte pe care ar dori să le aplice la nivelul fotbalului județean. Îmi doresc ca mașina primită donație de la Federația Română de Fotbal, este vorba de Hyundai i30, să-l scoatem la vânzare și să achiziționăm un bus de 8 locuri, cu care să demarăm o campanie, se titulează Caravana Fotbalului Județean, un bus cu care dorim noi să aducem în prim plan tot ceea ce înseamnă copii între 8 și 14 ani. Acest bus va fi al Asociației Județene de Fotbal, va intra într-un patrimoniu. În acest bus se vor găsi copete, mingi, echipamente, maieuri, tot ce este ce necesar pentru a putea face o selecție. Săptămânal, la solicitarea noastră sau a Comisiei Tehnice a Antrenorilor, vom pune acest bus la dispoziție pe cheltuiala AGF pentru a selecta teritoriul, să facem selecții. Spre exemplu, în săptămâna viitoare, se dorește la Fântânere, de un exemplu, ni se pune la dispoziție acel teren de sport sau terenul din comună. Noi, cu antrenori, ne prezentăm, venim cu tot ceea ce înseamnă bus, porți, încercăm să achiziționăm, facem selecția 2 ore și ca noutate, am avut o discuție și o să avem în cazul în care acest proiect va demara, vom încerca pe modelul Federației Române de Fotbal, de ce nu, un mic centru al Asociației Județene de Fotbal, suntem în discuție și vom avea discuții și găsim locația necesară, în care să-i adunăm pe cei copii talentați, să le oferim o altă șansă decât ceea ce găsim acum. Deci se va adresa, în primul rând, copiilor nelegitimați, copiilor de la sate, comune, care poate nu au posibilități. Mai trebuie precizat că întrunirea a avut loc în aula liceului cu program sportiv Suceava, la care au participat invitați speciali din conducerea Federației Române de Fotbal, alături de președintele Răzvan Burleanu, fiind și secretarul general Radu Vișan, secretarul general adjunct Gabriel Bădescu, directorul de dezvoltare Ciprian Paraschiv și reprezentantul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal la futsal, Cristian Vornicu. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost aprobarea și votarea noului statut al Asociației Județene de Fotbal, realizat după noul statut al Federației Române de Fotbal. Statutul a fost votat cu 45 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, în sală fiind prezenți 47 din cei 56 de delegați. În aceeași adunare, reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Suceava le-au oferit invitațiilor de la Federația Română de Fotbal câte o plachetă în semn de apreciere și recunoaștere pentru sprijinul acordat de Forul Național pentru Asociația Județeană de Fotbal Suceava în dezvoltarea fotbalului la nivel local. Pe de altă parte, în urma tragerii la sorți a semifinalelor, ce se
se vor desfășura în sistemul tur-retur, Șomuzul Preotești va juca primul tur pe teren propriu cu CSM Dorna Vatra Dornei, în timp ce Viitorul Adâncata va primi vizita celor de la Victoria Vatra Moldoviței. Turul semifinalilor este programat pe 30 martie, iar returul pe 4 mai, finala urmând să se desfășoare pe stadionul Areni din Suceava pe 12 iunie.